Atracțiile turistice din județul Cluj vor fi promovate printr-un proiect finanțat din fonduri europene. Pe lângă clasicele broșuri, banii vor fi folosiți pentru participarea la târguri de profil, dar și pentru realizarea unor documentare în care vor fi prezentate obiectivele turistice ale Clujului. Proiectul Clujul Peisaj Cultural a fost lansat oficial astăzi de către Consiliul Județean Cluj. Cele mai importante obiective turistice vor fi promovate prin broșuri, clipuri video, publicitare, dar și documentare în încercarea de a-i atrage pe turiști. În primul rând e vorba de muzeele noastre, e vorba de Muzeul Etnografic, care se află în subordinea Consiliului Județean, Casa Memorială Goga. De asemenea, sunt câteva biserici importante pentru zona noastră, este vorba de bisericile de la Vad, de la Feleac. Vorbim aici despre promovarea unor altor obiective care sunt importante pentru județul nostru, cetatea de la Bologa. Ele se regăsesc mai multe. Una din mizele importante pentru promovarea turismului este reprezentată de turiștii străini. Din acest motiv, promovarea se va face și la târguri internaționale. Tot în cadrul proiectului sunt asigurate și fondurile necesare pentru participarea la târgurile de profil la nivel național. Noi dorim să scoatem aceste produse și la nivel internațional, tocmai pentru a scoate în evidență valorile județului. Proiectul Clujul Peisaj Cultural este de peste 850.000 de lei, din care finanțarea nerambursabilă este de 98% prin intermediul programului operațional regional.